Bună dimineața și bine ați venit la Primăria Chișinău. Eu vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați dat curs invitației noastre și pentru faptul că în fiecare an suntem foarte mulți atunci când consultăm proiectele de decizii care sunt cele mai importante pentru oraș. Cunoașteți probabil foarte bine, mulți dintre dumneavoastră ați mai fost la consultările anterioare, faptul că Primăria Chișinău consultă în fiecare an, în termenul stabilit de lege, toate proiectele de decizii, iar în acest an, inclusiv și taxele și bugetul municipal, noi am decis să le facem într-o singură consultare publică, invitând toți experții și din mediul de afaceri și inclusiv din consiliile consultative, pe lângă primarul general pe care le avem aici la Chișinău, noi începând cu anul 2020, anume pentru taxele locale, împreună cu programul Comunitatea mea, USAID, am stabilit un mecanism de ajustare anuală a taxelor locale la rata inflației pentru anul precedent, înregistrată. Cunoașteți foarte bine și faptul că au fost ani când a fost înregistrată o rată a inflației foarte mare și atunci Primăria Chișinău nu a pus pe mediul de afaceri acea presiune și am crescut taxele mult mai puțin decât a prevăzut acel mecanism pe care trebuia să-l aplicăm. În acest an am mers pe aceeași formulă, am ajustat sau propunem o ajustare de doar 10% la taxele locale și am vrea să discutăm aici această modificare pentru că a fost introdusă modificarea de aplicare a unui coeficient. De aceea mulțumesc încă o dată, vreau să trecem propriu-zis la discutarea acestor subiecte pentru că este un volum foarte mare de informație, după care vă rog să vă notați toate întrebările și o să le lăsăm la sfârșitul fiecărui proiect de decizie separat. Mergem mai întâi pe taxe, după care vom merge pe buget. Suntem aici șeful Direcției Finanțe, doamna Olesa Pșinischi, domnitrița de la Finanțe, domnul Roman Vitiuc, șeful Direcției Economie, Comerț și Turism și doamna Marina din Direcția Finanțe, responsabilă de venituri, domeniul venituri a municipiului Chișinău. Eu am să vă rog să trecem la prezentare. Bună dimineața tuturor! Deci mergem pe prezentare. Proiectul de decizie propriu-zis a fost elaborat în conformitate cu titlul 7 al Codului Fiscal, legea cu privire la comerț interior, hotărârea de guvern cu privire la aprobarea regulamentului transport auto de călători și bagaje și ținându-se cont de propunerile de modificare a cotelor taxe locale aprobate prin decizia CMC 9/2 din 2024 pentru anul 2024 înaintate de direcțiile de resort. După cum a fost menționat de către viceprimar, municipalitatea a propus aplicarea cotei reduse mărimi de 10% pentru anul 2025 a cotelor taxe de piață, taxe pentru unitățile comerciale sau de prestări servicii, taxe pentru dispozitivele publicitare, taxe pentru amenajarea teritoriului, taxe de organizare a licitațiilor și lotăriilor pe teritoriul municipiului Chișinău, taxe de plasare a publicității, taxe pentru parcare, cazare, prestare serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului, orașelor și satelor în regim de taxi. Principalele modificări legislației fiscale ce vizează taxe locale pentru anul 2025. Deci, prin legea 214 din 2024 a fost operate modificări în codul fiscal și anume a fost exclusă taxa pentru posesorii de câini, au fost ajustate normele ce reglementează taxa de pasare a publicității și taxa pentru dispozitivele publicitare, în parte ce vizează subiecții și obiectele impuneri în contextul modificării operate prin legea 212 din 2023. Totodată a fost propusă optimizarea și simplificarea procesului de determinare a subiecții impunerii cu taxa pentru salubrizare, acestea fiind persoanele fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, conform situației din 1 martie anului în curs. Și a fost revizuit anexa la titlul 7 în scop ajustării termenilor de plată a taxelor locale și prezentării dărilor de seamă fiscale. Astfel, subiecții impunerii vor avea obligația achitării taxelor locale semestrial până la data de 25 a lunii imediat următoare semestrul gestionar. Pentru anul 2025, municipalitatea își propune să încaseze de pe urma taxelor locale suma de 520,5 milioane de lei,
cu 132,7 milioane de lei mai mult față de anul 2024. Cea mai semnificativă taxă este taxa pentru unitățile comerciale cu 266 milioane de lei planificată fiind încasat sau cu cota de 51,1%. E de menționat că totalul încasărilor taxe locale în bugetul municipal e de circa 13,2%. Taxa pentru amenajare teritoriului se propune cota de 204 lei anual, cu încasări de 47,3 milioane de lei. Cu o creștere de 19 lei față de cota din anul 2024 și cu încasări de 5,9 milioane lei mai mult față de perioada anterioară. Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrative teritoriale se propune cota de 0,32%, cu încasări de 21 de milioane de lei, cu o creștere nesemnificativă de 0,03% față de cota din anul 2024. Taxa de plasare a publicității, cota va fi de 6,4% și cu încasări de 3,9 milioane de lei. Taxa de aplicare simbolice locale, cota va fi de 0,3%, iar bugetul estimativ de pe urma acestei taxe va fi de 1,1 milioane de lei. Taxa pentru cazare, cota 5,8% propusă și bugetul încasat de 45 milioane de lei. Taxa pentru parcare se propune cota de 38 de lei metru pătrat și încasări de 13,3%. Taxa pentru dispozitivele publicitare, deci 952 de lei metru pătrat și 440 de lei metru pătrat al imaginii publicitare afișate pe în vehicule și încasări de 16,8 milioane de lei. Taxa pentru salubrizare, cota va fi menționată ca și în anii 24-23, cu 120 de lei anual și se urmează a fi încasări de 80 de milioane de lei. Taxa la posesorii de câini, respectiv, a fost exclusă. Taxa de piață. Avem cotele începând cu 19 lei până la 1070 de lei, după cum vedeți pe slide. 19 lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele auto amplasate la periferia orașului cu regim scurt de activitate de 1-3 zile. 23 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele de tip second hand, 62 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele alimentare, agricole, nealimentare și mixte, 88 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului cu regim scurt de activitate 1-3 zile, 90 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru celelalte piețe de floci cu regim de activitate non-stop, 106 lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului cu regim de activitate de 6-7 zile și 1070 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele de flori amplasate în perimetrul parcurilor de cultură și odihnă cu regim de activitate non-stop. De pe urmă, aceste taxe urmează a fi încasate 14,5 milioane de lei. Taxa pentru prestarea serviciilor transport auto de călători pe teritoriul municipiului orașului și satele comunilor. Municipalitatea propune menținerea cotei taxe pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători la nivelul anului 2024 în contextul situației critice care este la moment în activitatea transportelor de pe rutele municipale de microbus. Totodată se propune cota pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în regim de taxi cu cota de 440 de lei, cu 40 de lei mai mult față de anul 2024. Taxa pentru unitățile comerciale sau de prestări servicii. Eu aici am să-l rog pe domnul Roman Gâtiuc să continue prezentarea și anume să se axeze pe mecanismul despre care am vorbit. Hai, te rog, da, scuzați. Thank you.
Ne cerem scuze pentru defecțiunile tehnice. Până la urmă este prima dezbatere publică în acest an, respectiv pentru următoarele dezbateri. Cred că din punct de vedere tehnic va fi mult mai ușor. Urmează să prezint informația nouă cu privire la mecanismul de aplicare a coeficientului de majorare diminuare față de taxa medie pentru unitățile comerciale și sau de prestări servicii, în contextul în care în anii precedenți, în cadrul dezbaterilor publice, au apărut tot mai multe întrebări cu privire la discrepanțele care există între prețul sau între taxa stabilită pentru suprafețele comerciale mari vis-a-vis de suprafețele comerciale mai mici. În acest sens, de către Direcția Generală a Economiei, Comerț și Turism, a fost elaborat un mecanism de nivelare, să zic, a acestor discrepanțe, pe care urmează să vă prezint în continuare. De fapt, cu privire la baza impozabilă a obiectului impunerii, conform codului fiscal, unitățile de comerț sau prestări servicii, obiectul impunerii propriu-zis constituie unitățile de comerț sau prestări servicii care corespund tipologiei unităților comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa 5 la legea cu privire la comerțul interior. Subiecții impunerii cu această taxă sunt persoanele fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător și persoanele juridice care dispun de obiecte ale impunerii. În același timp, unitatea de măsură a cotei, iarăși conform codului fiscal, este lei anual pentru fiecare unitate de comerț și sau de prestări servicii. Conform articolului 297 alineat 5, este menționat în mod expres că autoritatea deliberativă a administrației publice locale nu este în drept să stabilească cota taxelor locale nominal pentru fiecare contribuabil în parte, diferențiat în funcție de forma organizatorico-juridică a desfășurării activității, diferențiat în funcție de genuri de activitate desfășurate, diferențiat în funcție de amplasament și diferențiat pe tipuri de obiecte ale impunerii. În același timp, prin alineatul 6 la același articol, se indică derogările aplicabile. Da? În acest sens, pentru taxa, pentru unitățile comerciale și sau de prestări servicii, se admite stabilirea diferențiată a taxelor în funcție de genul de activitate desfășurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafața ocupată de unitate de comerț sau unitate de prestări servicii, categoria mărfurilor comercializate și a serviciilor prestate, precum și regimul de activitate. În același timp, o altă derogare se referă la taxa de piață în funcție de tipul pieței, locul amplasării și regimul de activitate acestea. Eu am prezentat aici tipurile unităților comerciale pentru care taxa se stabilește diferențiat conform criteriului suprafeței, reieșind din practica anilor precedenți. Aici o să vedeți că se stabilește astfel de taxe pentru centre comerciale, case de comerț, magazine universale, total numărul unităților care la moment sunt obiect a acestei taxe diferențiate sunt 64, însă în cazul acestor tipuri de unități comerciale diferența nu este una semnificativă, respectiv ea nu a fost luată în discuție. Cu privire la magazine, supermagazine, hipermagazine, depozite, farmacii, veterinare, librării, pavilioane, hale, prăvălii, centre de reparații, hub, numărul este de 8.993 unități. Și anume, pe această categorie unităților comerciale, noi am avut întotdeauna cele mai mari dezbateri, fiindcă anume pe această categorie unităților comerciale au existat cele mai mari discrepanțe. Și o să fie prezentate în continuare, din punct de vedere însuși a evaluării, analizei efectuate de către noi, care sunt aceste discrepanțe. În cazul farmaciilor, la fel, se observă discrepanță. Numărul total a unităților notificate la situația anului 2024 sunt 526 și secții comerciale 4281 unități.
Respectiv grafic, am vrut să vă demonstrăm care este reprezentarea din punct de vedere a numărului unităților conform suprafețelor pe care le ocupă acestea. Da? Spre exemplu, dacă luăm suprafețele mici, de la 50 până la 200 de metri pătrați, o să observați că cota lor în total unităților comerciale pe care le avem notificate în municipiul Chișinău este de circa 80%. Adică vedeți că circa pentru 80% din toate unitățile comerciale se are în vedere o abordare, să zic, mai puțin echilibrată sau în cu raport cu celelalte unități comerciale care au suprafețe mai mari. Și atrag atenție la cele mai mici suprafețe, de la 50 până la 100, cota lor constituie circa 65%. Din punct de vedere numeric, o să vedeți, este mult mai reprezentativ, situația actuală, spre exemplu, da, a magazinilor, supermagazinilor, hipermagazinilor, depozite, farmacii veterinari, librării și tipul dat a unităților, până la 50 metri pătrați sunt notificate 3846 unități, de la 50 la 100, 2100, de la 100 la 200, 1334 și așa în continuare conform suprafețelor care sunt menționate. Taxa pentru anul 2024 o vedeți în colonița a doua și este prezentată pentru fiecare tip a unităților comerciale în funcție de suprafața comercială care gestionează aceste încăperi. În colonița 3 am efectuat un calcul prin care am stabilit cam care este valoarea medie a acestei taxe achitate de către unitățile comerciale în funcție de suprafețele pe care le ocupă. Da? Analiza dată ne-au demonstrat cifrele în cauză, când, spre exemplu, pentru o unitate comercială până la 50 de metri, valoarea medie a taxei constituie 150,5 lei per metru pătrat. Pe când, pentru o unitate comercială mai mare, de 3000 de metri, valoarea medie a taxei per metru pătrat constituie doar 5,88 lei. Am efectuat la fel analiza coeficientului creșterii acestei taxe în funcție de taxa minimă care a fost calculată, da, de 5,88, până la fiecare, sau în funcție de fiecare suprafață. Și ați vedeți la ce date am ajuns. Respectiv, dacă comparăm o suprafață de la 3000 de metri și suprafața de până la 50 de metri, creșterea acestei valori a taxei aplicabile pentru tipul dat de unități comerciale este de circa 25 de ori. Da? Este o valoare extrem de mare în acest sens. Iar și reiterez, aceste aspecte au fost discutate în cadrul dezbaterilor precedente și direcției i s-a solicitat să intervină cu un mecanism de nivelare a discrepanțelor respective. Noi întotdeauna am argumentat de faptul că acei care au suprafețe mai mari urmează oricum să plătească o taxă mai mică din punct de vedere a cu raportul acestora per metru pătrat, însă urmează să se păstreze totuși o diferență rezonabilă în acest sens. În cazul nostru, situația actuală din anul 2024, considerăm că diferența nu este una rezonabilă. Respectiv, direcția a elaborat un mecanism de aplicare a coeficientului de majorare-diminuare față de taxa medie calculată reșind din situația anului 2024. Este un mecanism suficient de complex, dar am să încerc să îl explic cât de clar posibil pentru a vedea totuși care este abordarea direcției în acest sens. Respectiv, am reieșit din situația de stabilire a valorii medii, prin care am însumat toate suprafețele comerciale de categoria unităților comerciale la care m-am referit, da, magazine, hipermagazine și așa mai departe, conform criteriului inițial stabilit în decizia din anul 2024. Am stabilit că suprafața totală de comerț a acestor tipuri de unități constituie circa 1.630.600 metri pătrați, iar în rezultatul încasărilor taxei, reieșind din cota stabilită în anul 2024, suma încasărilor în bugetul municipal a constituit circa 62,9 milioane lei. În acest sens am aflat valoarea medie
a acestei taxe per metru pătrat. Da? Din sumele totale încasate, din suprafețele totale care există. Valoarea medie la noi s-a primit de 38,57 lei. Acum am mers pe soluția ca această valoare medie să fie multiplicată cu un anumit coeficient pentru a obține eventual un preț al taxei un pic mai mare pentru suprafețele mici și diminuată pentru a obține un preț eventual un pic mai mic per metru pătrat pentru suprafețele mari, însă să se păstreze abordarea echitabilă atât față de coeficientul de diminuare, cât și față de coeficientul de multiplicare. În acest sens am mers pe proiectarea mai multor variante, dumneavoastră vă sunt prezentate doar două care sunt cele mai elocvente, aplicarea coeficientului de majorare-diminuare 1,5 și aplicarea coeficientului de majorare-diminuare 2. Ca să fiu poate mai explicit, spre exemplu, în cazul aplicării coeficientului de majorare 1,5 s-a mers pe soluția, da? Valoarea medie la suprafețele medii stabilite de la 400 la 600 este de 38,5, asta este punctul de pornire, și am mers pentru suprafețele mai mici de 400 de metri, da? De la 200-400 la 100-250-100, diminuăm sau majorăm această valoare, 38,5 înmulțit la, în primul caz, 1,2, ne dă valoarea de 46,2, următorul la 1,3, 1,4, și până ajungem la 1,5. Da? Dacă noi majorăm 38,5 la coeficientul de 1,5, obținem preț per metru pătrat, eventual da, preț care gestionăm, 57,75. În cazul suprafețelor mari, pentru a diminua oricum din presiunea fiscală, deoarece acei care au suprafețe mai mari, respectiv urmează să achite și o taxă mai mare, reieșind din suprafața în cauză, am mers pe diminuarea valorii medii prin împărțire deja la coeficient. Da? De la 38,5 împărțit la 1,1, ne dă 35, la 1,2, la 1,3, la 1,4, ajungând la 1,5, cel mai mic coeficient pentru suprafețele cele mai mari, mai mult de 3.000. În rezultat, după cum vedeți, dacă facem calculul pe suprafețele, pe valoarea medie aplicată per metru pătrat, o să vedeți că pentru suprafețele mici noi o să avem o valoare de 57,75 lei, pentru suprafețele mari o să avem o valoare de 25,65. Există o diferență, da? O diferență de circa 2,2 ori, însă ea este mult mai mică decât situația actuală, când coeficiențe diferă de circa 25 de ori. În acest sens s-a găsit soluția conform căreia, aplicând coeficientul de diminuare-majorare, aplicând abordarea, să zic așa, corectă față de acel care plătește mai mult, are coeficient mai mic, totuși avem un mecanism argumentat și stabilit în baza unei analize de impact. În comparație, spre exemplu, dacă facem cu proiectarea coeficientului 2, o să vedeți că, la colonița 4, o să vedeți că coeficientul prin aplicarea 2 pentru suprafețele mici ar fi 77 lei per metru pătrat pentru suprafețele mici și 19,25 pentru suprafețele mai mari. Adică, în asemenea caz, oricum discrepanțele vor fi mai mari și în acest considerent, unul din argumente de a nu merge pe acest coeficient 2, dar de a merge pe coeficient 1,5, a fost anume acesta de a nu admite totuși discrepanțele în acest sens. Suplimentar, un alt argument pentru a avea abordarea aplicării coeficientului de 1,5 este și impactul pe care îl înregistrează aplicarea acestui coeficient asupra agenților economici care gestionează încăperile mai mici. Ori, în cazul în care noi mergem pe acest mecanism, stabilim coeficientul 1,5, atunci în instanță finală, pentru încăperile până la 50 de metri pătrați, taxa locală pe unități comerciale pentru anul 2025 se va reduce cu circa 40%. Pentru încăperile de la 50 la 100 metri pătrați, taxa se va reduce cu circa 12%. Adică noi nu doar avem situația în care asigurăm o
echilibrare a taxelor, în același timp avem un impact pozitiv asupra, zicem noi, întreprinderilor mici și mijlocii, care în mare sa parte gestionează anume încăperi cu suprafații mai mici, în cazul nostru până la 100 de metri. Într-adevăr, situația este de impact mai mare pentru acei agenți economici care gestionează suprafețe mari, de peste 1000 de metri. Vedeți că creșterea ar fi de circa 2,6 ori pentru încăperile de la 1000 la 2000 de metri. De la încăperile de 2000 de metri până la 3000 de metri, creșterea ar fi de 2,7 ori, iar cel mai mare impact o să-l aibă încăperile, sau agenții economici care gestionează încăperile mai mari de 3000 de metri. Este vorba de o creștere de circa 2,8 ori. Dar este o situație care este gestionată de momentul actual, fiindcă această majorare se datorează anume faptului că în perioadele precedente discrepanțele erau enorme. Și în acest caz, odată ce noi o să aplicăm acest mecanism, odată ce o să avem nivelarea respectivă, deja pentru anii următori o să, creșterea nu o să fie esențială în aspectul dat. În ceilalți cazuri, la fel, vedeți o majorare, dar care este la valori mai mici. În același timp, pentru a nivela cumva impactul pe care îl are creșterea respectivă asupra încăperilor mari și diminuarea taxelor pentru acei agenți economici care gestionează încăperi mici, după câte cunoașteți, noi în decizia cu privire la taxele locale avem majorarea taxei pentru unitățile comerciale în care se comercializează producția alcoolică. Anterior era o taxă unică aplicată, unică pentru unități comerciale, am de cei care practică activitate de comerț, de 50% se majora față de taxa aprobată pentru categoria dată a unității comerciale și 30% pentru unitățile de alimentație publică. Am considerat că păstrarea unei cote unice în condițiile creșterii esențiale a taxelor pentru încăperile cu suprafață mare este una inechitabilă. În acest sens, iarăși venim pe o abordare diferențiată față de unitățile de comerț în funcție de suprafața acestora, respectiv pentru unitățile de comerț până la 100 de metri, pentru care ca rezultat a aplicării coeficientului taxa s-a diminuat, o să fie aplicată o majorare de 80% pentru acei care aleg să-și comercializeze băutura alcoolică. Pentru agenții economici care au suprafețe de la 100 la 400 de metri, taxa va fi stabilită de 50%, de la 400 la 800 de metri, taxa de majorare va fi de 30% plus, iar pentru cele mai mari încăperi care au ca efect cele mai mari majorări a taxei, această majorare este de 20%. Dacă vorbim în cifre absolute, o să vedeți că ele, de facto, nu sunt diferențiate. Da? Noi am mers pe această abordare anume pentru a limita cumva impactul asupra acelor pentru care taxele s-au majorat de mai mult de două ori, ca rezultat aplicării acestui mecanism. Alte categorii de unități comerciale pentru care se aplică acest mecanism de diminuare-multiplicare sunt farmacii și secții comerciale. Dacă ne uităm pe reprezentarea grafică, observați că, spre exemplu, farmacii până la 50 de metri, cota acestora din totalul farmaciilor notificate pe teritoriul municipiului Chișinău este de circa 70%, dar dacă mai luăm în calcul și farmaciile de la 50 la 100 de metri, ca suprafețe mai mici, să zic, atunci, în general, avem o cotă de circa 95% din totalul acestor unități comerciale. În cazul secțiilor comerciale, situația este cât de cât echilibrată, dar și în acest caz existau anumite discrepanțe. Am considerat că este necesar să intervenim și în acest caz cu aplicarea acestor mecanisme de nivelare. Și iarăși, pentru a argumenta decizia pe care o ne asumăm, în cazul farmaciilor, spre exemplu, vedeți că s-a aplicat exact aceeași abordare, s-a calculat prețul mediu, reieșind din taxa stabilită pentru anul 2024, suprafețele comerciale notificate, o să vedeți că cele mai
mici taxe per metru pătrat au fost calculate pentru farmaciile de la 400 la 600 de metri pătrați, respectiv de aici s-a calculat coeficientul de creștere și în raport cu farmaciile până la 50 de metri, vedeți că coeficientul de creștere este de circa 6,73 de ori, ori, de fapt, o farmacie până la 50 de metri achită de 6,73 de ori preț mai mare decât o farmacie de la 400 la 600 metri. Da? Noi avem stabilită taxă pentru farmacii și mai mari de 600 de metri, însă la moment nu avem notificate astfel de unități. În cazul secțiilor comerciale, secțiile comerciale sunt acele unități care activează în incinta unor centre comerciale, sunt cu suprafețe mult mai mici, până la 5 metri, de la 5 la 10, de la 10 la 20, de la 20 la 30, mai mult de 30. Există discrepanța, iarăși, nu într-atât de vădită, astfel încăperile cu secțiile comerciale până la 5 metri achită de 3,3 ori per metru pătrat, mai mult decât acele secții comerciale care au notificat activitate de, în suprafețe comerciale de la 20 la 30 de metri. După cum ziceam, proiectarea, mecanismul de aplicare a coeficientului este similară, doar cu o unică abatere în acest sens, și acum vă argumentez, valoarea medie pentru farmacii a taxei reșit din situația anului 2024, reșind din calculul pe care l-am făcut, a constituit 210,67 lei. Dacă eram să aplicăm această valoare și în același timp să aplicăm mecanismul pe care l-am gândit, creșterile ar fi fost foarte esențiale, inclusiv pentru încăperile sau farmaciile care au suprafețe mici. În acest sens am considerat oportun ca valoarea medie să fie stabilită în sumă de 110 lei, și reieșind din aceste sume deja să fie calculate coeficientele de multiplicare și coeficientele de diminuare, în așa fel încât suma încasărilor planificate din stabilirea taxei noi pentru anul 2025 să fie practic echivalentă cu suma încasărilor pe care le-am avut în anul 2024 de la categoria dată de unități comerciale, cu o creștere acolo de circa 5%. Și iarăși am argumentat acest fapt prin ideea că farmaciile totuși prestează serviciile de comercializare a medicamentelor, respectiv o majorare esențială în acest sens ar avea un impact negativ inclusiv asupra consumatorilor produselor date sau medicamentelor date. După cum vedeți, vă ziceam, abordarea este exact aceeași. La coeficientul de majorare se merge pe coeficientul de multiplicare 1,2-1,5, la diminuare se merge pe coeficientul de 1,2-1,3-1,4-1,5, da? Și ajungem la situația în care farmaciile mai mari de 1000 de metri pătrați per metru plătesc 55 de lei, cele mai mici de 50 de metri per metru plătesc 165 de lei. De fapt, după cum ziceam, noi nu avem notificat farmacii mai mari de 600 de metri pătrați. În acest sens, valoarea maximă a taxei de unităților comerciale, în acest sens, va fi de 50.750 lei. Și aici se observă un impact favorabil pentru acele unități comerciale, farmacii, care au suprafață mai mică de 50 de metri, ori ca rezultat a aplicării acestui mecanism, taxa pentru anul 2025 pentru acestea se va diminua cu circa 12%. Cel mai defavorabil impact va fi pentru acele încăperi a farmaciilor care sunt mai mari de 400 de metri, doar ca număr acestea sunt doar 3 unități, aici creșterea va fi de 2,3 ori, iar pentru 6 unități cu suprafață de la 200-400 metri, creșterea va fi de 2,1 ori. În cazul secțiilor comerciale, după cum ziceam, datorită faptului că nu a existat discrepanța asta extrem de vădită, dar am ales anume să aplicăm și în cazul lor această abordare, ca să fim cumva consecvenți, valoarea medie a fost calculată în sumă de 226,75 lei, noi am aplicat valoarea medie similară, 225, și respectiv am calculat taxa coeficientului de 1,4, dat fiind faptul că totuși există ca delimitarea pe suprafeță mult mai mici și nu este cumva rezonabil să mergem cu coeficient, nu era mai complicat să facem delimitarea asta.
S-a mers pe majorarea de 1,2-1,4, diminuarea 1,2-1,4. În final, am obținut iarăși rezultat pozitiv pentru încăperile mai mici de 5 metri prin diminuarea taxei pentru anul 2025 cu 25%. În restul cazurilor este o majorare, zic eu, neesențială. Respectiv, impactul scontat din aplicarea acestui mecanism gândit de către direcție consta în următoarele. Pentru unități comerciale de tipul magazine, alte suprafețe comerciale de tipul dat, aplicarea mecanismului va genera o diminuare a taxei pe unități comerciale pentru un număr de 5989 unități cu suprafața unității de până la 100 de metri pătrați, ceea ce constituie 66,5% din numărul total al unităților comerciale de tipul dat. Pentru 373 farmacii cu suprafață de până la 50 de metri, la fel se va înregistra diminuarea taxei. Menționez că acest număr al farmaciilor constituie 70,9% din numărul total al farmaciilor. În același timp, se asigură sporirea veniturilor la bugetul municipal cu circa 23,3 milioane lei prin aplicarea acestui mecanism. Se asigură diminuarea decalajului existent al taxei pe unitățile comerciale, reieșind din suprafețele unităților comerciale și se asigură principiul echitabilității și proporționalității menționat de codul fiscal. Și în ultimul caz, avem aplicat un mecanism de stabilire a taxei pe unitățile comerciale clar și argumentat în baza unei analize de impact care și v-a fost prezentată atenției dumneavoastră. În rezultat, o să vedeți că anexa 3 la compartimentul taxelor pentru unitățile comerciale sau prestări servicii, pentru primele trei criterii la care ne-am referit, este aplicat coeficientul ăsta de diminuare multiplicare și prevede sumele sau taxa estimată în lei conform tabelului care este pe slide, cu excepția centrelor comerciale de comerț, magazine universale, pentru care vedeți că s-a păstrat abordarea de 32 lei per metru pătrat pentru unitățile până la 1000 de metri și 25 lei per metru pătrat pentru unitățile de la 1001 metri pătrat. Deoarece am argumentat inițial, discrepanța nu este una esențială. Și în cazul librăririlor în care se comercializează doar cărți și birotică, la fel taxa este la nivelul anului precedent majorată cu acele 10% abordarea pe care o are administrația publică locală în raport cu aplicarea ratei inflației. În continuare, celelalte taxe sunt la fel ajustate conform ratei inflației, conform metodologiei care a fost anunțată de către colegii mei și diverse esențiale nu sunt înregistrate. Le putem parcurge pe fiecare. Aici sunt de la criteriul 4 până la criteriul 13. Sunt suficient de multe. Da, ele au fost publicate. Ați avut posibilitatea să faceți cunoștință. Dacă apar întrebări pe un caz concret, atunci propun să le discutăm pe aceste cazuri concrete. Referitor la scutirile aplicabile pentru taxa pe unități comerciale, ele au rămas aceleași în corespundere cu decizia din anul 2024, cu excepția taxei stabilite pentru cei care activează în calitate de cum se numește, este cu independență. Pentru care codul fiscal a stabilit că în cazul cei care practică activitatea independentă de comerciant, în cadrul pieților, taxa nu se percepe, în rest, absolut toate scutirile și facilitățile prevăzute în anii precedenți sunt păstrate. Mulțumim mult! Trecem și la prezentarea proiectului pe buget, după care deja ne rezervăm ceva timp și pentru întrebări și răspunsuri. Ziua.
Vreau să zic că aceste două proiecte au fost plasate pe data de 16 noiembrie pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Chișinău. Fiecare a avut posibilitatea să studieze ambele proiecte. Dacă să vorbim despre bugetul municipal, el este foarte voluminos, așa arată, are peste 40 de anexe. Eu voi încerca să vorbesc succint ca să înțeleagă fiecare linie generală ce este inclus în bugetul municipal pentru anul 2025. Înainte de a trece la prezentare, vreau să menționez că acest proiect a fost elaborat în baza indicatorilor care au fost transmise de către Ministerul Finanțelor pe 15 august 2024. Toți acești indicatori sunt aici introduși, dar după cum cunoaștem, mâine va fi aprobat la guvern proiectul legii cu privire la bugetul de stat 2025 și după analiza noastră am observat că mulți indicatori sunt modificați, respectiv acest buget urmează la fel a fi modificat, și anume la cheltuieli administrative, anume la resurse termoenergetice, la cheltuieli de personal, la recalcularea cheltuielilor care vor fi achitate din contul valutei străine și sunt modificate careva limite de transferuri. Respectiv, această variantă oricum va fi modificată având în vedere indicatorii de la autorități publice centrale. Partea de venit... Eu doar am vrut să adaug puțin. Noi am insistat că Primăria Chișinău, probabil dacă urmăriți, cunoașteți foarte bine, am insistat de câteva ori, inclusiv prin scrisori transmise Ministerului Finanțelor, să ne dea totuși acei indicatori sau parametri finali, ca să nu avem de ajustat ulterior bugetul, pentru că asta se întâmplă în fiecare an. Am primit răspuns că parametrii transmiși în august sunt finali, deși erau deja discuții că vor fi modificați. Mai mult ca atât, având în vedere că au fost majorate semnificativ, iarăși și prețurile la gazele naturale, ulterior urmează să crească, înțelegem foarte bine, să crească și prețul altor servicii. Respectiv, va trebui să ajustăm, să modificăm, să prognozăm această creștere și să modificăm acei parametri. Din păcate, la fondul rutier, dar eu am să rog pe Olesie să spun acele modificări care au fost introduse, avem o descreștere față de parametrii transmiși în luna august, deși știm foarte bine că prețurile cresc de zi cu zi, ceea ce înseamnă că vom avea mult mai puține alocații pentru reparația drumurilor, pentru întreținerea drumurilor, pentru municipiul Chișinău. Aici unde sunt concentrați cei mai mulți agenți economici din țară, aici unde se generează peste 70% din totalul veniturilor pe țară, aici avem mai puține alocații ca să putem să le asigurăm întreținerea și acea infrastructură necesară de care ei au nevoie. Da, cum și-a zis doamna viceprimar, într-adevăr, în acest buget, proiect de buget de stat, am observat că transferuri pentru infrastructura drumurilor din fondul rutier au fost micșorate cu 2.700.000, respectiv și această sumă va trebui să o acoperim din contul bugetului municipal. Dacă să vorbim per total de venituri, noi am propus în anul 2025 o majorare cu 9,6%, și la cheltuieli o majorare cu 9,3%, cu un sold bugetar de 689,2 milioane lei. Partea de venituri, avem careva categorii de venituri. Sunt venituri proprii, defalcări de la impozit pe venit, granturi, venituri colectate, donații și transferuri de la buget. Cea mai mare pondere din venituri o dețin transferurile de la buget, după care merg defalcări de la impozite și taxe, apoi venituri proprii. Vedem că veniturile proprii le majorăm cu circa 12,8% și anume din contul impozitelor pe proprietate, taxelor locale și alte tipuri de venituri care vin în bugetul municipal. Defalcările se majorează cu 14,8% și dețin o pondere de 33,9% din totalul veniturilor. Granturi, venituri colectate se majorează cu 28%, donații și respectiv transferuri de la bugetul de stat se majorează cu 4,6%. Avem 5 tipuri de transferuri pentru învățământ, pentru cultură, pentru asistență socială, infrastructura drumurilor și alte transferuri cu destinație specială. Este vorba de 73 milioane lei, sunt transferuri pentru proiectul deșeuri solide,
proiect care este administrat de către regia autosalubritate. Cum au vorbit și colegii mei anterior referitor la taxe locale, noi planificăm o creștere cu 34,2% față de anul 2024 și s-a vorbit separat fiecare categorie de taxe cât urmează a fi încasat. Cum și-am menționat despre structura veniturilor, avem 6 tipuri de venituri. Cea mai mare pondere, cum și-am zis, o dețin transferuri, după care defalcări de la impozite și taxe de 2 miliarde 866 milioane lei și venituri proprii de 1 miliard. După cum vedem, noi doar la nivel de 13% putem influența veniturile bugetului municipal. La 50% depindem de bugetul de stat și defalcările la fel la noi vin în cuantum de 50% de la impozit pe venit de la persoane fizice. De la persoane juridice, bugetul municipal nu încasează aceste defalcări. Cheltuielile le propunem să le majorăm cu 9,3%, este vorba de 9 miliarde 144 milioane lei, dintre care cea mai mare pondere o deține învățământul, 47%. Acest domeniu în mare parte este acoperit din contul transferurilor de la bugetul de stat, după care merg servicii în domeniul economiei, gospodăriei de locuințe și gospodăriei serviciilor comunale, 2 miliarde 235, protecția socială, 378,9 milei, cultură, sport, 608 milioane, cheltuieli pentru programe de investiții, 480 milioane, servicii de stat cu destinație generală, 354 milioane, ocrutirea sănătății, 59,9 milioane, transferuri cu destinație specială în bugetele de nivelul 1, 46 milioane, protecția mediului, 86,7 milioane, apărarea națională, 5,4 milioane. Învățământ, cum și am zis, dețin în genere cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor a bugetului municipal și este finanțată din contul a trei surse, cea mai mare pondere o au anume transferuri cu destinație specială, 3 miliarde 673 întreg și 9 milei sau 85%, după care cheltuieli din contul bugetului municipal, respectiv 478 milioane, noi acoperim din contul veniturilor proprii al bugetului municipal și cheltuieli din venituri colectate, este vorba de 181 întreg și 5 milioane lei. Ce asigurăm noi din bugetul municipal? Noi asigurăm alimentație, 84 întreg și 2 milioane, este vorba de acei 3 lei care noi suplimentar alocăm pentru fiecare copil. Licee și clase cu profil, 95 milioane, clase și grupe cu regim prelungit, 36 milioane, compensații pentru închirierea spațiilor locative pentru tineri specialiști, alocăm câte 2000 lei lunar și este vorba de 9 milioane 980 mii lei. Și mijloace financiare pentru procurarea materialului didactic, 5 milioane. Tot aici investim în instituții de învățământ. Anul 2025 planificăm să investim 140 milioane în grădiniți și școli, licee. Și întreținerea aparatului, contabilităților, cabinetelor metodice și alte cheltuieli este vorba de 108,3 milioane lei. Cultura, suma totală de 608 milioane lei, la fel aici noi asigurăm și din contul veniturilor proprii și din contul transferurilor de la bugetul de stat și dacă să ne axăm mai detaliat, 18,9 milioane am planificat pentru întreținerea aparatului administrativ, 261,6 milioane pentru întreținerea instituțiilor din subordinea Direcției Cultură și anume o bibliotecă municipală cu 28 filiale, muzeul orașului, susținerea activității colectivelor artistice, alte servicii în domeniul culturii, centre de cultură Grigore Vieru, Eugen Doga, Ion și Doina Aldea Teodorovici. Tot aici susținem teatre municipale ca Ion Luca Caragiale, Guguță, Satiricus Buciumul, 43,3 milioane lei. Asigurăm cheltuieli pentru activități culturale de către Direcția Generală Economiei, Educație, Tineret și Sport, și anume pentru Antim 1.200.000, pentru întreținerea 13 școli sportive și organizarea activităților sportive
am planificat 142,4 milioane lei, aici inclusiv și din contul transferurilor la bugetul de stat, 105,3 milioane lei. Pentru activități de tineret, inclusiv Centrul Municipal de Tineret Chișinău, 52 milioane. La fel, în bugetul primăriei municipiului Chișinău am alocat 19 milioane pentru activități din domeniul culturii. Grădina zoologică o subvenționăm cu 49,7 milioane, dintre care am alocat 2,5 milioane pentru investiții. Și preturile de sector, anume pentru activități culturale, am planificat câte 1,5 milioane pentru fiecare pretură și pentru întreținerea colectivelor artistice 2,4 milioane lei. Protecția socială, la fel, este finanțată atât din contul transferurilor de la bugetul de stat, cât și din contul bugetului municipal. Suma totală este de 378,9 milioane lei, dintre care din venituri proprii al bugetului municipal 315,5 milioane lei și din contul transferurilor de la bugetul de stat doar 60,6 milioane lei. Aici avem mai multe programe, și anume întreținerea instituțiilor, serviciilor sociale, 202,5 milioane, întreținerea aparatelor administrative, 60 milioane, ajutoare materiale persoanelor socialmente vulnerabile, 15,2 milioane, compensarea cheltuielilor de organizare a funerariilor, 70 milei, procurarea abonamentelor pentru copii orfani, 263,3 milei, susținerea persoanelor cu meriti deosebite de stat, 780 milei, alimentarea persoanelor socialmente vulnerabile în cantine de ajutor social, 15 milei, susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii, 1 milion, susținerea financiară a asociațiilor obștești, 2,5 milioane, realizarea proiectelor de investiții publice, 14 milioane, acordarea sprijinului familial pentru familiile cu copii, 2 milioane, procurarea serviciilor de plasament temporar pentru persoane aflate în situații de dificultate, 2 milioane lei. Ocrotirea sănătății, am planificat total 59,9 milioane, aici noi nu primim transferuri de la bugetul de stat, este asigurat strict din contul veniturilor proprii al bugetului municipal, și anume din acești 59 milioane lei noi asigurăm mai multe măsuri, și anume 1,3 milioane cheltuieli ce țin de livrarea gratuită a preparatelor lactate în primul an de viață, 3,6 milioane cheltuieli pentru protezare dentară, 6 milioane cheltuieli ce țin de fertilizare in vitro pentru paciente din municipiul Chișinău, 100 mii cheltuieli ce țin de protezare oculară pentru pacienții din municipiul Chișinău, 3 milioane cheltuieli pentru tratamentul persoanelor neasigurate din familii social dezavantajate, 1,5 milioane compensații bănești tinerilor specialiști pentru închirierea spațiului locativ, 1 milion abonamente medicilor de familie, 100 de mii programul municipal de acțiuni pentru prevenire și control infecției HIV-SIDA, 150 cheltuieli ce țin de procurarea tonometrilor sonorizate pentru invalizi nevăzători și 43 milioane am alocat pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice municipale. Anume, dintre acești bani, noi planificăm să dotăm instituțiile medicale și să facem reparații curente și capitale în incinta acestora. Direcția Generală Mobilitate Urbană este o direcție care are în bugetul său cea mai mare sumă alocată, respectiv este vorba de 2 662,5 milioane lei. Am inclus din contul transferurilor de la bugetul de stat 331,4 milioane, această sumă va fi diminuată cu 2,7 milioane, cum și-am menționat de la început. Aici intră în primul rând construirea și reparația capitală a străzilor, 690 milioane. La fel, pentru transport public de călători, suma totală de 949 milioane, dintre care 50 milioane este pentru procurarea autobuzelor și troleibuzelor. Totodată noi subvenționăm costul sau diferența costului biletului la călătorie, și la regie transport electric am planificat pentru 2025 480 milioane lei și pentru parc urban 340 milioane lei. Vedeți că sumele sunt impunătoare. Întreținerea străzilor 693,5 milioane lei, lucrări din contul proiectului reabilitarea râului Bâc 107,8 milioane și gospodărie comunală iluminatul străzilor 222,3 milioane lei, aici intră anume
servicii și lucrări efectuate de către întreprinderea municipală Lumtech. Cum am menționat, 690 milioane noi alocăm în construcție și reparație capitală a străzilor. Aici vedem mai multe străzi, nu voi vorbi despre fiecare, dar cele mai mari sunt, de exemplu, 15 milioane alocăm la nodul rutier Hristobotev, Independenții, Strișcă, tot 15 milioane pentru supralărgirea părții carosabile Calea Orheiului, Bulevardul Moscova, 28 milioane reparația capitală a străzii Vasile Lupu, 30 milioane reparația podului Viteazu, 60 milioane reparația șoselei Hâncești, 40 milioane proiectări, lucrări de conservare și reparația podului din strada Izmail, 50 milioane renovarea străzii Calea Orheiului, 60 milioane renovarea străzii București, 160 milioane pentru renovarea trotuarelor, zonelor pietonale și amenajarea arhitectural-urbanistică. Pentru întreținerea străzilor, 693,5 milioane lei, aici marea parte a lucrărilor este efectuată de către întreprinderea municipală Exdrupo, și anume pentru reparație și întreținerea infrastructurii căilor de comunicație, inclusiv căi de acces către instituții de învățământ, planificăm să alocăm 232 milioane lei. Pentru reparația curentă a gropilor prin injectare, 35 milioane, 40 milioane reparația curentă prin aplicarea tehnologiei Slarisil, 60 milioane salubrizarea străzilor, 60 milioane pentru construcție și amenajarea parcărilor de capacitate în sectoarele municipiului Chișinău, modernizarea parcajelor, parcărilor și așa mai departe. Domeniul gospodărie de locuințe și gospodărie serviciilor comunale, noi la fel avem aceste compartimente efectuate de către mai multe instituții bugetare, și anume preturile de sector. Am alocat în total pentru 5 preturi 175 milioane pentru lucrări de demolare a construcțiilor neautorizate, salubrizarea și amenajarea teritoriului, mentenanța obiectivelor date în exploatare, lucrări de proiectare și perfectarea documentației. Și suma totală pentru investiții 813 milioane lei. Această sumă este la fel repartizată pe fiecare pretură de sector. Lumtehul 222,3 milioane lei pentru proiecte investiționale pentru dezvoltarea infrastructurii din cele 18 suburbii care sunt sub municipiul Chișinău, este vorba de 150 milioane. La fel, noi asigurăm transferuri către Țânțăreni, Geamăna, Neninoi, Ciobanovca, Grătiești, suma totală este 46 milioane lei. Sunt niște angajamente urmate de către contracte de societate civilă. Și întreprinderea municipală Direcția Construcții Capitale am alocat 50 milioane lei pentru ca această întreprindere să efectueze lucrări de investiții în teritoriul municipiului Chișinău. Dacă să vorbim despre Direcția General Locativ Comunală și Amenajare, este a doua instituție după bugetare și am planificat aceste instituții în total 997 milioane lei, dintre care 264,4 milioane este pentru întreținerea fondului de locuințe, salubrizarea teritoriului. Program municipal de reparație a blocurilor de locuințe și amenajarea teritoriilor de uz comun 159 milioane și întreținerea obiectelor comunale și culturii 414,1 milioane. După cum vedem, noi asigurăm finanțarea pentru mai multe întreprinderi municipale care prestează servicii municipiului Chișinău. Este vorba de spații verzi, parcul Dendrarium, autosalubritate, apă canal, direcția parcurilor de cultură și odihnă, întreprinderea municipală supraveghere și protecția animalelor, grădina zoologică, Infocom. Pentru proiecte municipale am alocat 147 milioane, proiect de amenajare 5 milioane și proiectul compostare deșeurilor vegetale și reciclare deșeurilor din construcții și demolări 8 milioane lei. La fel am descifrat suma de 264 milioane, ceea ce ține de întreținerea fondului de locuințe. După cum vedem, cea mai mare sumă de 164 milioane este pentru salubrizarea teritoriilor de uz comun, care sunt efectuate de către EMSL-uri și MGFL-uri.
salubrizarea mecanizată a municipiului 26 milioane, evacuarea gunoiului și dezăpezirea 39 milioane, lichidarea avariilor la sistemele ingineriești 23 milioane. Program municipal de reparație a blocurilor, am alocat aici 68 milioane pentru reparația capitală a blocurilor locative, inclusiv reparația încăperilor de producere ale MSL-urilor de sector, 20 milioane pentru procurarea și renovarea ascensoarelor, 28 milioane program municipal cu destinație specială de construire, amenajare și reparație a terenurilor de joacă pentru copii, 22 milioane pentru terenuri de fitness și workout, 8 milioane construcție terenurilor de mini-fotbal în curțile blocurilor de locuință. Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare am alocat suma totală de 100 milioane lei. Reactualizarea planului urbanistic general este un proiect multianual. Noi și anul acesta am avut o sumă de 45 milioane lei, având în vedere că nu au fost executate toate lucrările, am considerat că anul următor este oportun să introducem la fel suma de 45 milioane. Restul obiectivelor sunt mai mici, ca de exemplu 5 milioane este modernizarea și identificarea terenurilor proprietate municipală, folosirea lor după destinație și stabilirea ocupațiilor abuzive de teren. Au mai multe obiecte care vor fi executate de către această direcție. Această direcție are și careva proiecte din contul surselor externe, anume din contul granturilor, le vedeți la sfârșit. Este vorba de proiecte ca Nona, Sponge City, City Walk, Birede, Sub4Sad, proiectul Funda, proiectul Green Mint și așa mai departe. Investiții, cum și-am menționat recent, am alocat peste 800 de milioane pentru fiecare, pentru 5 preturi de sector, ca de exemplu pentru pretura Buicani am alocat 138,5 milioane, dintre care cel mai mare proiect este renovarea grădinii publice Ștefan cel Mare și Sfânt, 39,6 milioane, 30 milioane renovarea curților de bloc. E de menționat că pentru fiecare pretură am inclus câte 30 milioane pentru renovarea curților de bloc. Aceste obiective sunt în anexa 33 la buget, nu voi vorbi despre fiecare, cine vrea încă o dată să vadă aceste proiecte, se uită în anexa 33. Pretura Centru am propus suma totală de 179,5 milioane. Unul dintre cele mai costisitoare proiecte este reabilitarea și amenajarea trotuarului din strada Gheorghe Asache, 15 milioane renovarea complexului Memorial Eternitate. Așa, pretura Ciocana, 154,6 milioane, dintre care 20 milioane pentru reabilitarea pădurii Parc Rășcani, 15 milioane pentru prelungirea aleii cu renovarea adiacentelor străzii Meșterului Manole, 12 milioane renovarea spațiului adiacent de Ciocana. La pretura Botanica este o sumă mai mare, este vorba de 224,1 milioane, este și un sector mai mare comparativ cu alte sectoare și aici am planificat 47 milioane pentru reabilitarea parcului Valea Trandafirilor, 20 milioane renovarea trotuarului și crearea locurilor de parcare din strada Independenței. Pretura Rășcani, 116,4 milioane, dintre care, ca de exemplu, 10 milioane este pentru amenajarea scoarului din strada Ciocari, 10 milioane pentru reparația complexă a mini-cartierului din strada Nicolae Dimo. Și după cum vedem, fiecare pretură are foarte multe obiecte care urmează să le execute în următorii ani. Sunt niște proiecte multianuale și care vor fi în permanență executate, începând cu anul 2024, care deja sunt în derulare, sunt niște obiective multianuale și care urmează a fi executate în anul 25-26. Mulțumesc pentru atenție! Vă rog, cine are sugestii, propuneri, întrebări, de clarificare? Da, da, vreau. E bine. Bună ziua! În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc mult pentru această prezentare. A durat o oră și 20, dar noi am rezistat.
Eu sunt Veronica Serețanu și reprezint Camera Americană de Comerț și noi o să venim punctual cu propuneri pe fiecare din ceea ce ați prezentat dumneavoastră în termenul stabilit pentru consultare. Totodată este o clarificare, mai bine zis, o întrebare generală care ne-ar ajuta foarte mult pentru a evita o serie de propuneri care ar veni în acel aviz pe care îl pregătim acum, întrebări care au apărut imediat de la membri atunci când am început să discutăm acest proiect de decizie. Și el ține în mare parte de aceea cum sau ce anume stă în spatele majorării unor cote. A fost o analiză extraordinară făcută pe tot ceea ce înseamnă taxa pentru unitățile comerciale, undeva suntem de acord cu ele, cu ea, cel puțin eu, undeva sunt de acord, undeva nu sunt de acord, dar efortul de a face această analiză și a prezenta este lăudabil și vă mulțumim mult pentru asta. Am apreciat foarte mult un efort similar sau măcar aproape similar să fie făcut și pe alte impozite și taxe care au fost trecute foarte rapid în prima parte a prezentării pe partea de venituri. Și o să fiu mai explicită aici pe câteva momente care pentru mine ca specialist în taxe rămân cumva cu întrebările neacoperite. În primul rând, atunci când noi zicem despre faptul că noi vrem să ajustăm la rata inflației anumite impozite, de obicei, de ce ajustăm la rata inflației? Ca să ne asigurăm că, de exemplu, anumite valori nu sunt mâncate, între ghilimele, de inflație. Și atunci când vorbim despre asta, cel mai des se referă la valorile care au o valoare fixă. Să zicem, 200 de lei, 500 de lei, 1000 de lei, care 1000 de lei acum 2 ani și 1000 de lei acum sunt valori diferite. Ceea ce observăm noi în acest proiect este un pic diferit. Anume, cele care sunt valori fixe, 120 de lei, 200 de lei, ele nu au fost atinse de inflație, de creșterea inflației, dar cele care sunt, doar cum am observat, poate eu undeva am ratat ceva, dar dacă îmi permiteți să-mi formulez gândul până la final, dar în schimb, pe cele care sunt procentuale, cum ar fi taxa pentru amplasarea publicității sau aplicarea simbolicii locale sau cazare, mi-am scris doar primele, cum le-am văzut pe slide-ul pe care l-ați prezentat, acolo crește. Ori, aplicând aceleași 3% la 100 de lei, să zicem în 2024, sau aplicând aceleași 3% la 113 lei, să zicem, în 2025, oricum, efectul de inflație se acoperă. Nu este nevoie sau nu este argumentat, cel puțin eu nu înțeleg logica care stă în spatele creșterii cotelor argumentând cu valoarea inflației. Poate este o altă logică, că eu am auzit doar despre asta în debut și dacă este o altă logică care stă în spate, ar ajuta foarte mult dacă ați putea să completați nota de fundamentare cu această logică, pentru ca și noi să o încercăm să o înțelegem și poate să ajutăm la aceea ca să se facă acest exercițiu mai aproape cu logica generală, să zic așa, ca să nu spun altfel. Acum, aici, respectiv, s-ar cere, într-adevăr, un pic mai multă clarificare pe această dimensiune. Noi așteptăm, pentru noi este foarte important să înțelegem cum anume se formează asta, mai ales că noi am văzut că asta durează de la o perioadă la alta și noi prevedem că asta o să fie trendul și în anii ulterior. Haideți să vedem dacă asta este un trend corect sau logic din punct de vedere a felului în care are loc această creștere. Eu mă opresc aici pentru a oferi mai mult posibilitate și colegilor să vorbească la această dimensiune. Mersi mult! Pentru taxele, taxa de salubrizare, da? De exemplu, care ați menționat 120 de lei, nu au aplicat creșterea pentru că au fost introduse niște modificări în codul fiscal și anul viitor va trebui să percepem taxă pentru anul trecut, așa cum o percepeam noi de fiecare dată, inclusiv taxa pentru 2025 va fi iarăși percepută anul viitor. Noi va trebui să încasăm taxa de salubrizare de două ori, respectiv am decis pentru anul viitor să o lăsăm la același nivel, mai ales că este o taxă nouă, oamenii abia au început să se obișnuiască cu ea. Noi am văzut că încasările sunt în creștere, respectiv oamenii înțeleg că trebuie să o achite, pentru că văd vizibil și noi vedem încasări la buget și putem implementa mai multe proiecte. O direcționăm anume pe partea de investiții. Ce ține de cota procentuală, îmi să-l rog pe Roman să explice, pentru că am avut aceeași situație și anul trecut.
trecut și cumva am ajuns la un numitor comun. Era vorba despre taxa de aplicare pentru simbolică locală. Asta era întrebarea principală, inclusiv din partea membrilor asociației care o reprezentați. Da. Am trecut la fel, am explicat situația și am menționat că taxa pentru simbolica locală, pe care o propunem noi, de 0,3%, așa și anul trecut ea a fost exact la aceeași valoare propusă, doar că anul trecut era o creștere de la 0,27 la 0,3 și s-a acceptat până la urmă 0,29. Anul acesta se primește că este o creștere de la 0,29, iarăși la 0,3. După cum vedeți, aici nu este aplicat mecanismul prin care noi îl argumentăm, anume prin inflație, dar este un indicator țintă pe care noi ne l-am propus pentru această taxă. Și ziceam anul trecut, fiindcă această taxă a crescut etapizat de la 0,2 până la în fiecare an noi am majorat-o câte un pic pentru a nu avea impactul acesta mare anume asupra agenților economici care de fapt au cea mai mare cotă în achitarea acestei taxe, dat fiind faptul că utilizează sau comercializează produsele sub simbolica toponimicului Chișinău. După cum ne-am zis, cota de 0,3 este cota limită pe care noi ne-o propunem la moment și odată ce o atingem, o perioadă nu mai intervine la această cotă. Și am menționat argumentul de ce noi ne propunem această cotă, deoarece în ultimii 4 ani, de fapt, municipalitatea a investit foarte mult în promovarea Chișinăului, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Noi avem mai multe participări în cadrul unor expoziții, forumuri, târguri internaționale, prin care promovăm municipiul Chișinău, implicit promovăm și toponimicul în cauză. Da? Considerăm că aceste investiții reprezintă la fel, adică aceste activități reprezintă o investiție propriu-zisă în numele Chișinău. Acei care utilizează toponimicul, simbolica locală, respectiv, urmează eventual să acopere aceste investiții. După cum ziceam, plus la aceasta, spre exemplu, parcursul a 2 ani, cel puțin, avem mențiunile despre Chișinău în cele mai în vogă reviste, cum ar fi National Geographic, The Guardian, am avut în revistele de bord, atât la Fly One, în cadrul LOT Airlines, adică în mai multe companii aeriene, prin care ne promovăm Chișinăul, promovăm din numirea acestora, respectiv considerăm argumentat acest aspect. Nu are nimic cu mecanismul stabilit de ajustare la inflație, după cum ziceam. Este un indicator țintă. Mulțumesc foarte mult. Asta atunci, în momentul în care o să mai aveți discuții despre venituri, ar fi foarte bine să menționați că nu este vorba doar despre ajustarea la inflație, deoarece în cazul meu eu nu am putut să nu atrag atenție la acest moment. Aici atunci, de acord cu ceea ce ați dat dumneavoastră ca exemplu pe dimensiunea de simbolică, evident, cu cât mai multe resurse sunt la orice autoritate, cu cât mai mult este capabilă să-și promoveze imaginea, brandul și așa mai departe, ceea ce ar fi foarte util. După exemplul a ceea ce face Ministerul de Finanțe, eu am scăpat 2 ani, eu nu știu anul trecut ce s-a discutat, de aceea eu o să încerc să dau un exemplu care poate o să ne ajute pe viitor să fim mai productivi în această comunicare. După exemplul Ministerului de Finanțe și calendarului fiscal, de exemplu la accize, care se face pe următorii 3 ani. În cazul în care există o țintă, să zicem, la simbolica locală de 0,3, ar fi super noi să știm despre faptul că, uite, există așa o țintă, pe următorii, să zicem, 3 ani, el nu o să fie atins. De aceea că, sau de exemplu, un anumit indicator încă nu este atins. Noi planificăm să o facem, uite, într-așa un ritm. De ce asta este important? Că voi, făcând acest exercițiu, cu siguranță că aveți niște calcule care stau în spate. Noi putem să discutăm despre aceste calcule, noi putem să venim cu propriile calcule și nu în ultimul rând, în orice stabilire de impozite și taxe, și dumneavoastră asta știți foarte bine, noi trebuie să ținem cont de curba lui Laffer, că într-un moment pur și simplu nu o să mai percepeți acele venituri pe care le așteptați de la aplicarea unei taxe. Nu cred că am atins la taxele locale încă curba lui Laffer, dar haideți să nu tindem spre asta, haideți să tindem spre ce, să mergem spre pași
ușurei, echilibrați, că nu este o problemă faptul că există anumite ținte care pot fi discutate la urma urmei, dacă despre ele se cunoaște. Tot ce se știe la moment este că se ajustează la rata inflației și asta trezește emoții legate în special de cotele procentuale. Vă mulțumesc mult dacă ați putea să publicați aceste ținte sau dacă ați putea să ni le transmiteți în mod individual, că noi chiar suntem interesați, poate alții nu sunt interesați de asta. Noi chiar suntem interesați de aceste ținte ca să vedem cum vă putem ajuta, ca să ne asigurăm că nu o facem într-un efect de daună, dar o facem într-un efect de lucru constructiv împreună. Mersi mult! Da, doar ca un comentariu la ceea ce a spus dumneavoastră, într-adevăr este foarte corect și trebuie să avem analiza asta, da, de impact-beneficiu, până la urmă pentru a, nu a prejudicia de fapt volumul încasărilor prin majorarea procentului taxei. Doar că la fel un argument în sensul dat, spre exemplu, atunci noi când am stabilit un indicator țintă, noi îl apărăm, să zic, da, îl protejăm, deoarece în dezbaterile pentru taxele anului 2024, spre exemplu, la aceeași taxă pentru simbolica locală, din cadrul Consiliului Municipal se propunea majorarea acestei taxe la 0,5 în dezbaterile propriu-zis în CMC, la care noi am internit și am zis că noi nu putem administra o astfel de majorare, dat fiind faptul că, de fapt, indicatorul nostru țintă este 0,3 și el, de fapt, cam ne acoperă ceea ce ne propunem noi a realiza, anume pe domeniul promovării municipiului. Adică faptul că el este unul pozitiv și pentru mediul de afaceri în acest sens, dar și pentru noi, ca autoritatea locală, să argumentăm și să evităm aceste majorări, să zic, majorări haotice, da, la propunerea unui consilier sau unui fracțiuni. Mai mult ca atât, anul trecut noi trebuia să majorăm acest coeficient mai mult, dar iarăși din discuții, din consultări am mers și am acceptat acea propunere a mediului de afaceri și am făcut creșterea aceasta mult mai mică, respectiv nu putem în fiecare an să o facem. Va trebui gradual să o creștem pentru că avem și noi un plan prestabilit și niște indicatori prestabiliți. Și apreciem foarte mult asta și încă o dată, dacă ați putea să împărtășiți cu noi aceste analize sau cel puțin țintele pe care le aveți ca să le putem discuta, noi am apreciat asta foarte mult. Mersi! Reprezint Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Natalia Kalenic. Încă o dată apreciem foarte mult aceste discuții, aceste dezbateri care confirmă că există un proces de consultare cu mediul de afaceri. Anii precedenți am organizat și pe platforma CCI, dar la moment, într-adevăr, și noi suntem în consultare cu membrii noștri. O să venim cu punctual cu unele propuneri. La moment am vrut doar să spun abordarea care ați propus pentru așa numită nivelare, da, a celor taxe este destul de interesantă și pe general o susținem. O să venim cu unele comentarii suplimentar. Dacă este posibil să veniți cu câteva precizări ce țin de schimbări la taxa pentru publicitate, așa numită, amplasare reclamei. Da, mersi. Da, și doar la sfârșit, încă o dată vă mulțumim pentru că mențineți acea scutire pentru întreprinderile sociale, deja al treilea an, apreciem foarte mult. Igor, te rog. Da, de fapt, la taxa pe publicitate este exact aceeași situație ce ține de valoarea de inflație. Este aplicată aceeași creștere, mai puțin decât inflația care a fost înregistrată la finele anului trecut. Despre mecanism deja este o discuție aparte, pentru că am avut iarăși foarte multe întrebări despre mecanismul ce ține de aplicarea publicității, dar este tema unei alte discuții și nu a consultărilor de astăzi. Nicolae Olăraș, Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova. Vrem să salutăm inițiativa dumneavoastră de a păstra și de a auzi doleanțele noastre de anul trecut, de a separa agențiile de turism de cele outgoing, de cele de incoming, cu reducerea cotei de 50% față de cele două categorii. Și vrem să confirmăm că, într-adevăr, odată ce a fost abordat subiectul de colegii de la AmCeam, într-adevăr,
numărul de turiști au crescut cu 23,6% conform ultimii statistici pentru ultimele 9 luni. Prin urmare, avem o creștere și încurajăm și respectăm această decizie. Mulțumim! Și noi vă mulțumim, deși potențialul turistic al Republicii Moldova este mult, mult mai mare, într-adevăr, trebuie toți împreună, cum a menționat și domnul Roman. Noi, la nivel de municipiu, facem foarte multe acțiuni în ultimii ani pentru promovarea turismului, iarăși se tinde municipiul Chișinău, dar turismul este o direcție, un domeniu care trebuie să fie promovat toată țara, inclusiv noi știm foarte bine care este lanțul, cât mai mult turiști, deja crește lanțul economic și pe toate celelalte domenii. Și vreau să confirm că, da, într-adevăr, primăria municipiului Chișinău a participat la 10 expoziții internaționale pe parcursul anului 2024. Alte întrebări? Dacă nu, înțeleg că a fost foarte lungă. În acest an am încercat să le comasăm, pentru că anul trecut am avut 26 de consultări. În acest an avem de două ori mai puține, dar vrem să fie aceiași oameni, pentru că unii erau interesați de taxe și alte interesați de proiectul de decizie prin bugetul municipal. În acest an și inclusiv consultările de astăzi au arătat că avem mult mai mulți participanți, de aceea era important pentru noi să avem opinii din partea tuturor părților vizate. Eu vă mulțumesc încă o dată, încercăm să răspundem și să transmitem cât mai repede informațiile solicitate. Și o zi frumoasă în continuare, să avem cu toții.